Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de GTA Liberty City Stories. Bun, am să mă asigur că nimeni nu pune mâna pe Salvatore. Că el acum vine să-i aranjeze pe Sindacos. Păi ce-o fi asta? Bă, se mișcă ca un cetinitorul. Sal. Bun, hai să mergem la următoarea misiune. Liniștea dinaintea furtunii. Sicilieni? Să mă duc urgent la vila lui Salvatore. Trebuie un mijloc de transport. Da. Și se scurge timpul. Dă-te jos din mașină. It's community.
să ajung la timp, că... Da, hai să ajungem la timp, că e un moment crucial. Bun, deci acesta este Massimo Torini. El este antagonistul principal al jocului GTA Liberty City Stories. Bun, și acum hai să-l urmărim. Bă, și am un vecin italian care se numește Massimo. Dar... nu prea petrece mare timp în România. Vine numai în timpul verii. Singura mea problemă la el este că el se plânge că îl inund. Că unde stau eu, el e sub mine. Eu stau la etajul 4. Da. Poate v-am mai spus, cred că în Batman Arkham Asylum... Ei bine... Nu zic că nu-i ciudat să nu aibă antagonistul din joc numele Massimo. Serios, Massimo. Știu că le promite mare acusare. Momentan, Hepburn Heights este deținut de Sindaco, cât și de Leone. Se îndreaptă spre Chinatown. Looks to landing up here. Bun. Vreau să aterizez aici. Ce să-mi e ora 9.
trebuie să o iau. So keep great bastardi de Leone tied down in Portland. And when my associates control the city, you'll see... Stai să caut pe Google dacă există bastardi. Oh, prea târziu. Doi sniper. I see you, motherfuckers! Misiune terminată. Cam atât pentru ziua de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Pe lângă butonul de subscribe, nu uitați să apăsați și pe sonerie pentru ca să fiți la curent cu ce videoclipuri noi vor ieși pe acest canal. Și până data viitoare, vă salut, ciao! Toast to me how I served them. Sidewalking, I curbed them. Side talking, I let the thing spark in a little bit of peace I'm disturbing. Like hijack, it's a hijack, no more Gangnam Style. Besides back, yeah, I could've called this E2, but instead I called it right back. Now feed me, me, more.